atacat cu spray în ochi și lovit în mai multe locuri, cu picioarele și cu mâinile. Aveam telefonul ăsta în mână și chiar dacă vedere nu aveam, simțeam, am crezut eu atunci că vor să-mi ia telefonul din mână. După aceea mi-am dat seama că, de fapt, ei nu telefonul ți-l iau, ci încercau să-mi rupă degetul ăsta. Și am spus asta și la poliție și poliție, știi, ca și dumneavoastră, și tău nedumiriți la mine, ce înseamnă asta? Ei nu știu că ăsta e semnul restruct, să ocupai pedofiliai, sau scutul social, sau ei se mai numesc acum Moldova Protiv, sau gay-ubiei, sau zero toleranță, au o grămadă de anume, o grămadă de afiere are Hidra asta. Și asta, de fapt, e degetul frânt al lui Tesac, liderul lor spiritual, Maxim Marținchievici din Rusia, care acum e în arest pentru astfel de crime și alt fel de ilegalități, au fost arestat, se pare, în Cuba. Și degetul ăsta într-o bătaie l-a rupt și nu pot dezdoia. Deci asta a fost marca lor, chiar dacă n-au spus niciun cuvânt când m-au atacat, chiar dacă nu mi-au adresat după aceea explicații sau scrisori ceva, e clar că asta e marca lor și a vrut să fie semnul lor. Polițiștii n-au reacționat nici într-un fel, chiar dacă în seara aceea colegul care era cu mine a sunat imediat poliția și avea peste jumătate de oră a venit un polițist, când eu deja eram la spitalul de urgență, la medici. Și peste două zile abia eu m-am dus la inspectorat să întreb cine se ocupă de cazul ăsta, vreau să vin cu explicații, cu plângeri, pentru că doar înregistrez video cu lista suspecțiilor lui, că noi ne-am autosizat de la 903 și investigăm. Ce investigații? Nici nu știu ce s-a întâmplat, unde s-a întâmplat, la ce s-a uitat poliția, nu mi-e foarte clar. Oricum, eu am încercat să-i pun pe calea cea dreaptă, le-am explicat despre cine sunt implicați în mișcarea asta, le-am dat și vreo câteva nume. Dar mă îndoiesc că poliția e capabilă să investigheze sau că vrea să investigheze. Pentru că pe 30 decembrie, dar am înregistrat și aici la Consiliul pentru Nediscriminare și la Procuratura Municipală și la Inspectoratul General de Poliție o declarație despre comiterea infracțiunii în legătură cu primul video făcut de ei și publicat pe mai multe rețele de socializare, inclusiv pe YouTube și pe Facebook, în care își băteau joc de un tineret, se numea video-ul Stran Neactivcic și e disponibil și acum pe una dintre rețelele de socializare, pe Contacte, rețea rusească și care nu face nimic, chiar dacă are instrumente de denunțare a mesajelor, discursurilor de ură, editare la oră, nu reacționează nici într-un fel. Poți să denunți ori de câte ori vrei, nu primești niciun feedback de la chestia asta. Spre deosebire de Facebook, de exemplu, sau YouTube, unde am reușit în câteva zile să închidem și grupuri de ale lor, și videouri de astea de ale lor. Ei bine, am denunțat la organele de drept de Moldova și imediat în aceeași zi, Ivan Diacov îmi trimite scrisoare că denunțul meu a fost trimis la poliție, șeful Procuraturii Municipale. Peste vreo două luni, mă duc să mă interesez ce s-a întâmplat cu dosarul ăsta, mi-a spus că nu poliția, dar Procuratura sectorului centru se ocupă de asta. Chiar dacă am aflat după aceea dintr-o ordonanță pe care am obținut-o cu mare greu de la Mariana Cerpet, chiar dacă singurul anchetat pe cauza asta, Stanislav Ghivadule, locuiește la Botanica, faptele s-au întâmplat la Rășcani și noi am denunțat la Procuratura Municipală. Ei au trimis la Procuratura Centru. Care e competența geografică a Procuraturii Centru să-l ancheteze pe Ghivadule de la Botanica faptele care s-au întâmplat în sectorul Rășcani? E o chestie incredibilă. Ei bine, madama asta Cherpec, pe 17 februarie a scos o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale și zice că noi l-am achitat pe Ghivadule și el zice că nu a făcut nimic ilegal. Pe victimă n-au întrebat-o, n-au identificat-o, nu știu cine. Și Ghivadule ne-a spus că el ne-a mulțumit la urmă pentru lecție pe care am dat-o noi de viață. Din video se vede că ei îl umilesc, îl bat, chiar îl bat. În primele videouri băteau la vedere. Madame Mariana Cerpec a luat asta de bună ce a spus Ghivadule și l-a lăsat în pace. Ei bine, am contestat la Procuratura Generală ordonanța asta pe care a obținut-o cu mare greu, cu 18 martie. După care n-am primit decât o altă scrisoare de la Procuratura Generală pe 20 martie, că se adresează lui Ivan Diacu, vă rog să vă ocupați de cazul ăsta prin decizia unui procuror adjunct general. Și peste o altă, în 6 iunie am scris o altă scrisoare la Procuratura Municipală, să întreb ce faceți, Procuratura Generală, v-a zis vouă să vă ocupați de cazul ăsta. Și primez de la Vladimir Lupu scrisoare adresată tot lui Geru, tot la Procuratura Centru, ocupați-vă, vă rog, de cazul ăsta. Deci jumătate de an și până acum nu avem nicio soluție și doar singura ordonanță a Marianei Cerpec prin care se refuză începerea urmăririi penale. Asta ce înseamnă altceva decât complicitate? Înseamnă doar încurajarea acelor ilegaliști. Și între timp au apărut
încă o duzină de videouri, toate disponibile și pe ultima postare a lor de pe site-ul Ocupai Pedofilei de pe Contacte, ei iau un sondaj. Care video v-a plăcut cel mai tare? Știți câți au participat la sondajul acela și au ales videoul lor preferat? 2010 a numărat azi dimineață. Atâția oameni au participat la sondaj cu impresii despre videourile cele. Vă imaginați câți oameni au văzut videourile cele? Și majoritatea sunt copii imberbi, inconștienți, nu-și dau seama ce prevede legea și ce prevede de drepturile omului. Dar statul are obligația să-i educe, să-i oprească, să-i pedepsească pe cei care fac chestia asta. Deci eu cred că ăștia, Ocupai Pedofilei, m-au atacat pe mine pentru activismul de drepturile omului în stradă și iată în instanță și încerc să-i denunț și să-i aduc pe calea cea dreaptă. V-am spus care e argumentul și faptul că poliția nu investighează nici această crimă împotriva mea, înseamnă că poliția va fi moral și procuratura va fi moral responsabilă pentru moartea mea, pentru atacarea lui Alexei, lui Angela, lui Doina, a polițistului sau procurorului care se ocupe de cazul ăsta, a Mariani Cherpec, care până la urmă o să fie probabil obligată să înceapă urmărirea penală. Lucrurile astea o să degradeze într-un hal fără de hal și în mișcarea asta Ocupai Pedofilei sunt extremiști și activiști, chiar politici, de pe toate fronturile politice. Sunt membri în mișcări unioniste, se numesc ei Ultras Dacia, Ultras Zimbru, Noua Dreaptă, Mișcarea Național Creștină și sunt alții, din Ruschii Legion, din Mișcarea lui Climenco, din Partidul Comuniștilor, chiar dacă unul de-al lor a fost victimă tot de-al lor. Se pare că și un fiu de procuror și a fost angajat și SIS unimerit ca victime de lor. Și statul nu reacționează, înseamnă că statul ăsta e incapabil să asigure protecția cetățenilor, mai ales a cetățenilor vulnerabili și a celor care ies în față să apere dreptul altor cetățeni. Deci, asta e o chestie scandaloasă și pe mine mă derutează nimic facerea Consiliului, care putea să ia o atitudine publică mai categorică. Mă deranjează chiar și neimplicarea Centrului Gender Docam, pentru că viditele acolo sunt vânați pedofili și nu cumva noi suntem suspectați că am fi amatori de pedofili. Dar în videourile celea au fost victime gay, toți, și se adresează ofensator la adresa lor, că ce ești, pedaraz sau te știu, pedic, petuhi, tăgdare. Și este un video, se cheamă Strani Activci, că e desenat steaua lui David pe pierde. Deci ăștia sunt și antisemiți. Acela Cristi Roșca, pe site-urile lui Ultras Dacia și în tot felul, înjură romii, evrei, deci ei de toate culorile naziști, apar în tot felul de fotografii cu mâna întinsă înainte, apar cu poze, cu desene, cu white power. Deci ăștia un ghem de limbrici, un ghem de pericol pentru țara noastră și politicienii, reprezentanții forțelor de ordine nu reacționează. În felul ăsta ei sunt complici la această mișcare neonazistă care apare sub ochii noștri și care mâine poi mâine va face victime reale. Pe lângă oamenii, cei care suspectați de pedofilie, sunt prinși acum în casă sau chiar pe stradă, în spațiu public, în parcuri, sunt prinși, umiliți, bătuți, acolo le este violată. Viața privată le sunt violate, integritatea corporală, sănătatea, onoarea, demnitatea. Și statul nu reacționează la chestia asta, ca Mariana Cherpec zice că omul ne-a mulțumit la urmă pentru lecția pe care i-am dat-o. Asta mi se pare strigător la cer. Mulțumesc!